Două proiecte cu bani obținuți prin Programul Național de Investiții Angel Salini se află în derulare la Parța. Mai exact, acestea prevăd peste 6 km de asfalt, aproximativ 300 de accese la proprietăți și 5,5 km de alei pietonale. Unul dintre ele se desfășoară în cartierul nou, iar celălalt în mai multe sectoare din comună. Ne aflăm în zona cartierului nou din comuna Parța, zonă pe care am pregătit-o pentru a fi asfaltată. Este primul nostru proiect pe Programul Național de Investiții Angel Salini, care în momentul de față este la stadiul de piatră spartă, peste care se va așterne, începând de săptămâna viitoare, covorul asfaltic. Acest proiect a fost primul pe care l-am gândit și i-am căutat soluții de finanțare. Am identificat finanțarea pe acest program național de investiții, am obținut-o, am semnat anul trecut în luna august contractul de execuție a lucrării, iar în momentul de față el este undeva într-un procent de 80-85% pregătit. Urmează doar ultima parte, asfaltarea și finalizarea acceselor la proprietățile oamenilor. Valoarea ambelor proiecte este de 11 milioane de lei.